ceea ce privește meciul de duminică este unul special, așa pentru, pentru noi, cei care am trăit fenomenul fotbalistic în Craiova. Tot timpul am, pentru mine a fost un meci special. Aștepți un an de zile să joci cu un public numeros în fața unui echipe așa de cum este FCSB. Tot timpul au fost, orgolii mari și nu știu, așteptările pentru, un asemenea meci din partea cel puțin a jucătorilor, nu știu, să arate că merită mai mult decât, locul 3. Tot timpul este un meci special, sperăm ca la ora meciului să fim în cea mai bună formă fizică și psihică, să putem, câștiga. Cum a zis Mister, e meci special pentru noi toți. Știam ce semnă meciul ăsta pentru suporteri, e derby, mare derby. Speram să fie stadionul plin și să câștigăm la casă. Întrebări, vă rog. O victorie cu FCSB-ul și o calificare în Europa poate salva un sezon cu multe așteptări? Tot timpul când începe sezon, ai așteptări. Acum depinde și ce, poți face. Dacă știu, așteptările sunt conforme cu realitatea, din punctul meu de vedere, se putea mult mai mult. Normal, avem încă 3 meciuri disputat, 2 pe teren propriu. Consider că este îndreptățit să, ne gândim la, locul 2. Se va rupe stadionul? Asta nu știu. Nu știu ce, vânzări au fost, dar știu că ultima, când am, jucat, așa, au fost foarte mulți spectatori și mai ales afară a fost așa. Un meci foarte special. Mă duc foarte bine aminte că nu aveam o echipă foarte bine sudată și, practic, dacă am câștigat atunci, am făcut-o doar pentru că am avut un public extraordinar. Altfel, niciodată nu puteam să câștigăm în fața echipei de atunci. Aveam un lot foarte bun, dacă nu mă înșel, și ajuns în semifinalele Europa League, sau cum era format atunci. Iar noi aveam o echipă de-abia așa strânsă pe parcurs. Și vă rog să mă credeți, ce am trăit atunci, nu am trăit la niciun meci de când am jucat la Craiova. De asta vă spun că dacă vom avea un public numeros, și cred că, vom avea, așa și puțin să ne insufle spiritul ăsta nostru de aici din oraș, cred că putem învinge orice echipă aici. Duminică, primiteți titlul la Cluj, așa cum spune Giga Craioveanu? Nu m-a interesat foarte mult unde merge titlul. Dacă nu merge la noi, să-l ia. Nu, chiar nu mă preocup. Cornel, poate fi considerat acest meci, meciul campionatului pentru Universitatea Craiova? Este un meci important, mai sunt încă 2 meciuri. Nu știm ce rezultate vor face celelalte echipe din play-off. Absolut deloc, dar v-am zis, este un meci special în momentul în care joci cu Dinamo acasă, FCSB. Este cu totul altă emoție. Cel puțin, din punctul meu de vedere, având în vedere fotbalul din orașul unde am crescut, unde m-am format ca sportiv. Cornel, dacă bateți pe CSB-ul, va fi un meci mai ușor la Cluj? Pentru absolut deloc. De ce credeți că poate fi un meci mai ușor sau mai greu? Fiecare echipă intră să câștige. Cu siguranță Dan acolo face o treabă extraordinară și va motiva pentru fiecare meci. Că joacă cu noi sau cu voluntari, ei vor intra motivați de către antrenorul lor. Nu văd de ce am avea un meci mai ușor. Aveți că și în această săptămână s-a scris de jucători doriți de alte echipe, de microbancuri, de piaceri. Nu sunt la curent, dar lucrurile astea pe mine nu mă preocupă. Singurul lucru este să motivez jucătorii să pregătim cât mai bine meciul de duminică, să putem să-l câștigăm. Te așteptai ca fostul tău coleg, Eugen Neagu, să jezeze contractul cu Sepsi? Nu, chiar n-am vorbit cu el, dar la fotbal este posibil orice. Adică nu te surprinde absolut nimic. Sunt lucruri absolut normale în momentul în care lucrurile nu merg așa, sau relația interumană nu merge, este normal ca să se rezileze un contract. Vorbeai mai devreme de spiritul Craiovei. Îl regăsești în actuala echipă? Îl regăsesc, cel puțin vreau să le transmit așa. Din ce simt eu și ce înseamnă pentru mine un astfel de meci. Sper
să mă găsesc pe aceeași lungime de undă cu ei și să arătăm cel puțin în teren un spirit oltenesc. Așa, publicul își dorește foarte multă dăruire, sacrificiu și atunci vei fi aplaudat. Rezultatul sperăm să fie pentru noi, dar în momentul în care vom intra deciși în teren, cu spirit de sacrificiu, cu așa să dăm, între ghilimele, să ne dăm viața, cu siguranță vom fi apreciați de către public. Care este situația lotului? Sunt probleme medicale? Da. Cine lipsește? Cine? Aceleași probleme, nu s-a recuperat nimeni, nici martici. Încă suferim la acest capitol. Vom vedea până la ora jocului ce jucători vor fi adus. Deocamdată sunt probleme și nu știu dacă vor putea fi recuperați. Dar sunt jucători pe care, nu știu, ai vrea să te bazezi, dar nu-i vezi destul de concentrați pentru astfel de întâlniri? Încerci să faci cel mai bun 11 pe care îi preconizezi așa și cum vezi desfășurarea jocului. Nu cred că un jucător la un meci de genul acesta n-ar intra concentrat, ci consider că mai mult ar putea să fie așa temător. Mulți nu rezistă presiunii și de asta vă spun că am trăit lucrul ăsta în momentul când am ieșit pe tunel la 3-1. Așa, am avut colegi care pur și simplu nu prea mai vreau să iasă pe tunel când au văzut ce este. Sunt mai mult temători și decât încrezători. Aici se face și diferența între jucători care rezistă presiunii și au inițiativă în teren și unii care se ascund de minte și nu poate să reziste unei presiuni a publicului, a mass mediei, a unui meci cu miză. Aceste trei meciuri rămase pot fi decisive pentru unii dintre jucători? Adică perspectiva continuării la universitatea, și mă refer aici și la Fedele, la Don Cor, la... Nu cred că un singur meci face ca să rămâi... Nu, cele trei. Nu cred că pe final de campionat trei meciuri sunt decisive pentru un jucător. Cred că mult contează evoluția lui în timp și modul lui de a se antrena, de seriozitatea de care a dat dovadă. Nu, absolut deloc nu consider că pentru trei meciuri, eu știu, rămâne sau depinde și ce transferări se vor face. Adică poate să fie cu jucători care au contract și poate vor ei să plece. Atâtea lucruri în perioada de transferări. Te poate surprinde Teja cu ceva, pentru că pe Devizman l-a surprins în trei meciuri. Steaua are o echipă un potențial ofensiv deosebit, cu jucători foarte creativi. Sperăm că vom reuși să ne blocăm. Dar nici noi nu stăm rău pe faza de atac, așa că sperăm să marcăm și să fim foarte atenți pe faza de apărare, unde chiar au jucători buni de atac. Dar pe cine crezi că este presiunea mai mare la acest meci? Pe noi sau pe ei? Pe ambele echipe. Cred că e o presiune. Numai că, eu știu, presiunea publicului nostru să ne favorizeze pe noi și să fie un al 12-lea jucător. Cam asta aștept de la jucători și am zis, depinde doar de modul nostru de a aborda meciul. Așa vom avea al 12-lea jucător. Mereu au fost probleme de arbitraj la meciurile contra lor. Au trimis cei de la Federație mai mereu arbitrii bucureșteni. Nu ai vorbit până acum de despre arbitraj. Sincer, nici nu mă preocupă foarte mult, pentru că își poate pune amprenta. Cu siguranță, vă spun, la meciul trecut, nu știu cât sunt de exact, nu mă pricep foarte bine la interpretarea, nu știu, regulamentului, dar cred că Tandy a meritat roșu. Cred că puteam obține 11 metri la Mihailă, minutul 48, și cred că, acolo bancul nu era în poziție de offside când a scăpat singur cu portarul. Sunt trei momente decisive ale unui joc. Dar și arbitrii pot greși. Să ne îndreptăm atenția spre ei. Într-adevăr, sper să nu greșească, să influențeze rezultatul. Dar mai mult mă preocupă jocul echipei mele. Nu sunt atent. Nici, vă rog să mă credeți că nici nu știu cine arbitrează sau cum. Nu mă preocupă. Nici noi nu știm, dar ei probabil știu. Da, nu știu. Nu cred că
mai sunt timpurile alea când jucam noi pe la Bistrița sau... Sincer, adică m-am apărat la Galați, 4 ani același arbitru și nu se mișca din centru terenului. A fost groaznic, a fost alte timpuri, cred că timpurile s-au schimbat, cu siguranță. Chiar și atunci când ai dat gol de la 7 de metri. Exact, atunci am fost. Și atunci erai în offside, nu? Da, și atunci eram în offside, numai dacă l-o putea marca. Atacanții la antrenamente dau goluri. Și face să dau așa, pune o presiune prea mare. Păi, e normal să, până la urmă, atacantul să marcheze. Iar și ei își pun o presiune pentru că își doresc să înscrie. Important este că au avut situații. Acum depinde de starea lor și de puterea lor decizională de a înscrie. Să sperăm că ei vor fi mult mai inspirați și trebuie în astfel de meciuri să înscrie. Adică dacă, cum văd eu lucrurile la o semifinală de cupă, în momentul în care îți creezi atâtea ocazii și nu scrii, e greu să te califici. În anumite momente ale unui joc important, poți să nu ai ocazii și să scrii, pur și simplu să inventezi un gol. Cum s-a terminat meciul de snooker? Ai făcut vulbă cu acea declarație că nu te uiți la ce vrea viitor, te uiți la snooker. Sincer vorbind, da, după... Așa, vezi foarte multe meciuri, văzusem foarte multe meciuri. Un meci, mie mi s-a părut, din punctul meu de vedere, era un meci foarte important pentru configurația clasamentului cu Sepsi. Iar pentru a motiva jucătorii într-un meci cu Sepsi, știu ce înseamnă să joci un meci așa, cu o echipă care consider mai slabă și nu te poți concentra și când joci cu o echipă mai, eu știu, gen FCSB, ești motivat. Iar să văd un meci pe care o să-l văd săptămâna viitoare de vreo 2-3 ori și jucăm, adică o să văd CFR cu viitorul și pe urmă săptămâna cealaltă o să văd viitorul la CFR, chiar numai la un moment dat ești așa supra-solicitat. Snooker a câștigat Joe Trump, joacă semifinala. Păi și duminică dacă nu mai înșel la ora meciului începe și finala la Snooker, ce vine aici? Nu, că chiar n-am avut timp, nici nu știu ce, că am fost așa foarte, foarte prins cu... și e normal. Adică săptămâna viitoare probabil voi visa pe CFR, nu știu dacă am timpul necesar și nervii necesar să mă mai uit la finala de snooker. V-am zis că mă relaxează, la fel cum mă relaxează să citesc o carte, nu știu. Faci cu totul altceva de a schimba puțin ideile, de a părăsi puțin așa, pentru că vine o nouă zi și iarăși intri într-o presiune, într-o pregătire a jocului cu foarte multe informații pe care trebuie să le acumulezi, pe care trebuie să le transmiți și nu ești ușor. Atât timp cât ești preocupat să faci lucrul ăsta și încerci să-l faci cât mai bine. Renato, deja pentru tine meciurile cu FCSB devin speciale așa. Da, normal, pentru fiecare jucător. Noi special știm ce înseamnă derby asta pentru suporterii, pentru toată lumea care place asta club. Și e normal pentru fiecare jucător care vrei să joci fotbal, asta sunt meciurile cel mai frumoase cu stadionul plin. Ce e de făcut în cazul Doncor? Nu te-ai dus să lești tu puțin să-l zgudui, pentru că mereu face numai nefăcute. Asta nu este întrebare pentru mine. Noi jucători, ești colegul lui acolo în defensivă. Suntem colegi și să ținem, să jucăm împreună, nu greșește un jucător, greșește toată echipa sau câștigă toată echipa, cum a zis mister. Nu poți să zici că un jucător greșește sau altul. Greșim toți împreună sau câștigăm toți împreună. Este vreun jucător la ei de care se teamă, nu știu, ce a făcut probleme până acum la FCSB? Cine? Zic, este vreun jucător la FCSB de care ți-e teamă, care trebuie mai multă atenție? Nu are mulți jucători la atac cu calitate mare, echipa foarte bună, dar dacă ascultam cum pregătește meciul mister și dacă facem tot ce trebuie să facem pe teren, eu cred că câștigam meciul ăsta. De-i bate următorul penal? Avem mulți jucători care pot să dat, care are calitatea asta. Nu cred că eu sunt unul. Păi ești cam singurul care n-ai ratat. Care n-ai ratat. Da. Ai avut și ghinion, a avut și Lecosteaua, două toguri. Ai lipsit la ultimul, a fost o problemă de formă, de ghinion. Nu.
Sau ai să vă trăiți la mulți ziua de naștere. Da, asta e, s-a întâmplat. Speram că mergea să nu se întâmplă și asta e. Îmi spuneai că îi cunoști pe jucători când ai venit la echipă. Acum, după ce te-ai pregătit pe aceste trei meciuri, cum se par din toate punctele de vedere? Forme fizice? Da. Îi cunosc din faptul că i-am urmărit la meciurile pe care le-au disputat la echipele lor. Acum am de-a face cu ei, de să interacționez din punct de vedere uman. Timpul este așa, totuși scurt, pentru că la fiecare, când nu joacă unul, îi supără celălalt, ca la fotbal, adică nimic nou sub soare. Dar încep să-i cunosc ușor-ușor și să le văd calitatea umană, pentru că nu numai calitatea fotbalistică este importantă într-un grup. Adică poate să fie un fotbalist cu calitate bună, dar și să nu se integreze în grup. Încep și eu să-i cunosc, lucrul ăsta mă ajută așa, sper să iau deciziile bune, cu toate că nu am fiind foarte mulți jucători accidentați, nu prea am de ales așa, în mare parte. Ar fi cazul lui Mezacoli? Nu, absolut, de toți jucătorii, și de Renato Chelici sau jucătorii străini care vin să înțeleagă și să-i și cunosc. Renato Chelici acum l-am cunoscut așa mai... Pentru că lucrez zi de zi cu el și ei sunt diferiți stimuli, reacționează, eu știu, cu Steaua, sau unul reacționează la o decizie greșită a arbitrului, ceea ce mi se pare puțin așa, îi cam scoate din ritm. Și cum este grupul față de te-ai da? Este un grup liniștit, să știți, așa, nu sunt probleme în grup. Se antrenează profesioniști, adică s-au schimbat puțin timpul de când nu aveam părval. Dar cu toții sunt așa, își văd de treabă, fiecare vin, se antrenează, încearcă să dea tot și să reușească. Nu am avut probleme. Din punctul de vedere, Craiova va avea o problemă la jucătorii Under-21 în sezonul viitor? Nu cred. Eu sunt încrezător în jucătorii pe care avem. Avem jucători la echipa națională. Cred că putem, adică avem jucători, doi jucători împrumutați, care joacă unul în divizia A, în Liga, în prima ligă, așa, unul la Petrol, avem jucători la Liga a doua, cred că pot face față, adică deja avem jucători care au confirmat, cred că nu vor fi probleme din punctul ăsta de vedere, depinde de ce post îi putem utiliza și care va fi strategia pentru folosirea lor. Oricum, pentru o echipă de care își dorește o calificare în grupe, e complicat. Mi se pare o decizie care nu ajută. Nu avem aceleași reguli ca și competitoarele noastre din Europa League sau Champions League, care cine joacă. Apropo de asta, și părerea de ideea lui Gică Hagi, ca UEFA să ne acorde, practic, să ne garanteze, să ne asigure un loc în grupele Champions League, Europa League? Cineva spunea că dacă favorizezi pe cineva, de fapt favorizezi pe altcineva, așa că... Nu cred. Nu cred. La toată Europa, de... Nu știu, așa suntem, cum să zic, așa, ne defavorizați, așa ne vedem defavorizați, suntem mai ciunci. De ce credeți că poate să ne dea... Nu mi se pare normal, absolut. Renato, știu, o satisfacție maximă pentru suporterii Craiova este ca FCSB-ul să piardă titlul la Craiova. Dar aveți această bucurie? Noi să gândim ce poți să facem noi pentru noi. Noi acum sunt pe locul 3. Dacă batem pe FCSB, pot să fim peste ei pe locul 2. Noi nu se gândim, cum a spus Misa, dacă noi nu poți să fim campioni, noi nu se gândim dacă se fie CFR sau Steaua. Se gândim doar la noi să facem meciul foarte bun. Jocăm la casă, să câștigăm, că avem șanse să terminăm sezonul ăsta pe locul 2. Crezi că putem termina pe locul 2? Eu cred. Dacă nu cred, nu sunt aici. Cornel, ce-i transmis lui Dan Petrescu, care a jucat la campionatul mondial în America, să pregătească de sărbătoare, să-ți facă o primire triumfală? Nu știu care va fi rezultatul ce va face Clujul în etapă cu asta. Da. Nu știm ce va fi până la meciul Cluj, nu mă gândesc așa departe. Singurul lucru pe care mă gândesc așa este doar meciul de duminică, cu care vom vorbi despre meciul de la Cluj. Conotațiile meciului respectiv. Nu, chiar nu mă gândesc la... Te așteptai la victoria la Ajax?
Ajax, i-au cam bătut pe toți așa. Sincer, vă spun sincer că am așa un program de încărcat încât îi știu pe toți de la Steaua, îi visez și nu mai am putere să mai stau până la 10:30 când joacă. Nu, chiar nu mai am putere fizică să mai stau să urmăresc încă un meci. Mi-ar place, dar nu mai pot. Și ce o să faci dacă rămâi din vară la Universitatea Craiova? În ce sens? Păi zici că ești deja obosit. Nu, în sensul că ziua ai foarte multe lucruri, ești atât de prins încât seara este normal să te odihnești. Aș vrea să văd Barcelona cu Liverpool, dar nu mai ai puterea fizică să faci. Pentru că jobul pe care îl ai te solicită. Atâta tot. Poate fi o colaborare între Cornel Paculu și Eugen Neagoie? La fotbal poate fi colaborare între toată lumea. Poate fi colaborare. Depinde de ce opțiune ai și ce-ți dorești de la colaborarea respectivă. Mai sunt întrebări legate de aici? Dacă nu vă mulțumesc.